Meriți să te simți bine cu tine, meriți să fii sănătoasă, meriți să crești și să înveți din greșelile tale și nu să rămâi blocată în ele din cauza unui cuvânt numit rușine. Bună, sunt Raluca de la Intuiția.go, iar astăzi vreau să povestim, fără rușine, despre rușine. Sentimentul de rușine este unul care ne împiedică să evoluăm, să găsim soluții și să facem lucruri care ies din zona noastră de confort. Dacă ar fi să am puteri supranaturale și să pot să scot un element din educația copiilor noștri, din educația pe care am primit-o și din educația care se face în continuare copiilor, acela ar fi expresia să-ți fie rușine sau ai grijă că mă faci de rușine. A face pe cineva de rușine pentru că a făcut ceva greșit este unul dintre cele mai dăunătoare și ineficiente moduri de a educa pe cineva sau de a-l ajuta să găsească o soluție. Când am fost mici, mi s-au repetat fraze de gen: uite ce halte ai cântărit pe haine, nu ți-ești ție rușine? Sau ai grijă când mergi în vizită la bunici să nu mă faci de rușine. Vezi că vin musafiri să îți păstrezi curată camera, că mă faci de rușine. Părinții noștri erau bine intenționați și au făcut aceste lucruri, ne-au spus aceste lucruri pentru că atât au știut mai bine și au fost și ei la fel programați de către bunicii noștri. Problema cu rușinea este că mută focusul de la găsirea unei soluții la starea de rușinare. Când ne simțim rușinați, ne simțim mici, ne simțim limitați, închiși într-o cușcă din care noi nu mai putem vedea soluții la problema respectivă. Cele mai probabile reacții când un copil este făcut de rușine, sau chiar și un adult, sunt fie să considere că da, sunt o persoană rea, sunt o fetiță rea, un băiețel rău, sau chiar sunt o persoană slabă, uite în ce hal am făcut treaba asta, are dreptate să mă facă de rușine, sau de rebeliune în care să nu caute o soluție la problema respectivă, la greșeala respectivă, ci să caute doar să se răzbune și să facă eventual mai rău data viitoare. De exemplu, un copil ar putea să spună: aha, acum mă faci să mă simt prost că m-am murdărit atât de puțin, să vezi tu data viitoare. Ca să vin și cu o soluție înainte să trec mai departe în zonele unde perpetuă rușinea până în ziua de astăzi, în loc să îi spună mama copilului: uite în ce hal ești, în ce hal te-ai murdărit pe haine, nu ți-ești ție rușine, ar putea pur și simplu să formuleze în felul ăla acesta: te-ai murdărit pe haine, când ajungem acasă te rog să faci duș și să te schimbi cu unele curate. Asta dacă e copilul destul de mare. Dacă este prea micuț și ai nevoie să-l asiști, evident că o să-l anunți: ai murdărit aceste haine, le dăm jos, facem un duș și luăm altele curate. Atât. Din păcate, în sistemul actual de învățământ, programul rușinii, ce a fost început în familie, este continuat la școală. De multe ori ne-am simțit poate rușinați că am luat o notă proastă la un test sau au râs colegii de noi că am dat un răspuns greșit la o întrebare sau ne-a scos profesorul la tablă și ne-am blocat și iarăși ne-am simțit rușinați. Sunt foarte, foarte multe situații care pur și simplu sedimentează în continuare treaba asta cu să ne fie rușine. Ai zice că am scăpat la maturitate, dar dacă dăm peste un șef tiran care ne umilește și ne face de rușine, o să perpetuăm această stare. Este foarte greu să scapi de tiparul rușinii când toată lumea în jurul tău face acest lucru. Dar se poate. Cu conștientizare, cu terapie, cu orice fel de ajutor, se poate. Rușinea are uneori implicații și mai grave. De exemplu, multe persoane nu se duc la doctor de rușine. Femeile evită să ajungă la ginecolog, de exemplu, că cum să mă desprac eu în fața unui străin și, Doamne ferește, descoperă că au niște boli pe care ar fi putut să le vindece dacă s-ar fi dus mai devreme. Sau persoane care rămân în relații abuzive pentru că le este rușine să spună despre ceea ce se întâmplă de fapt în familia lor. Cum acționează rușinea și de ce este așa de dăunător? Rușinea ne deconectează de cei din jur și ne ține prizonierii unei iluzii în care suferim și în care nu vedem pur și simplu nicio soluție, în care nu vedem nicio scăpare. Și atunci, dacă rușinea ne deconectează, cea mai bună soluție atunci când te simți rușinată
într-o anumită situație este să rupi deconectarea și să te adresezi unei persoane care ți-a câștigat încrederea. O persoană poate să fie un prieten apropiat, un membru al familiei, despre care știi 100% că este alături de tine atunci când ai de greu și că nu te judecă și că te susține să ieși din acea situație. În funcție de gravitatea problemei, poți să apelezi evident la un psihoterapeut, la un coach, la un medic, dacă este vorba de o problemă medicală. Orice ar fi, orice problemă ai avea, emoțională, fizică, mentală, conectarea și acerea ajutor unei persoane competente, unui expert, este cea mai bună cale ca să ieși din acea situație problematică. Dacă ar fi să rămâi cu o idee din tot acest clip, este lasă rușinea la o parte, orice problemă ai avea și cere ajutor. Meriți să te simți bine cu tine, meriți să fii sănătoasă, meriți să crești și să înveți din greșelile tale și nu să rămâi blocată în ele din cauza unui cuvânt numit rușine. Îți mulțumesc pentru atenție, urmărește-mă pe intuitia.co, pe site și pe Facebook, precum și pe YouTube. Până data viitoare, să fii fără rușine!